Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Rage Face Love Story. V-a plăcut episodul anterior, așa că o să mai continuăm cu încă unul. Dacă nu știți care este faza cu joculețul acesta, se asemănă foarte tare cu Troll Face Quest, un joc care ne-a plăcut nouă foarte mult pe canalul acesta și am jucat efectiv toate jocurile din seria aceea, deci de asta mă și așteptam să vă placă acesta. Totuși nu știu dacă ăsta a apărut înainte sau după Troll Face Quest și are un bug foarte ciudat YouTube-ul, pentru că m-am dus să mă uit la comentarii și nu merge să sortez comentariile. Eu de obicei sortez comentariile după cele mai noi ca să mă duc de sus în jos și să văd ce zice toată lumea și nu prea merge. Habar n-am, sper să rezolve problema asta, că mă enervează și nu prea îmi place să citesc comentariile sortate după top, adică vreau să văd de la început, mă rog, înțelegeți? Bun, hai să continuăm noi așa. Asta voiam să zic, că n-am apucat să citesc toate comentariile cum trebuie de la episodul anterior, deci sper că mă scuzați, pentru că probabil mi-a răspuns cineva acolo în comentarii dacă ăsta e primul joc sau dacă a fost Troll Face Quest făcut înainte sau după el. În fine, am mai făcut episodul, nu episodul, am mai făcut nivelul acesta, trebuie să dai click pe măr, care nu e un măr, ci e o chestie de asta pentru nas, și apoi ești acceptat la circ. Și acum este cel de-al doilea capitol. Dacă ne ducem noi la început de tot, uite aici, zice daily lifestyle în pat, se uită pe telefon și bea ceva, poate cine știe, acum stă cineva în pat când se uită la episod. Și următorul capitol este cel cu, vine să zic circ, cel cu circ și următorul cu Halloween. Așa că haideți să continuăm cu ăsta cu circ. Dacă observați voi aici în spate, îi avem pe băieții de la Quersus care mi-au trimis un scaun nou, să zicem așa, m-au sponsorizat ei cu unul. Și partea interesantă, cred că o să discut despre asta poate într-un episod viitor sau peste câteva episoade, s-ar putea 99,9% să existe sau să fac un giveaway, să organizez un giveaway cu un scaun exact cum am eu de la Quersus, complet gratuit, zilele acestea, deci stați cu ochii pe canal. Până atunci, haideți să ne continuăm noi aici treaba. Free gift, ne oferă un cadou la circ. Ia să vedem care e faza. Aici pe cadou se întâmplă ceva? Nu? Hai să sunetul sunetul puțin mai tare, că nu aud mai nimic. Nu uitați, dacă vă place seria aceasta cu Rage Face Love Story, să apăsați pe butonul de like, uite, apare și numele aici. Bun. Pentru că îmi place când văd susținerea voastră și m-a bătut în cap cu un semn pe care scrie cadouri gratuite. Chestii gratuite. Get stuck? Tap here for a hint. Nu avem nevoie de ajutor încă. Trebuie să fie ceva cu chestia asta, corect? Ok, deci dacă nu mergeți, dai click pe absolut nimic. Trebuie să încep să tragi. Oh. Și asta. A, am dat bine. Uita mai balonul. Ce le face? Balonul se pupă cu ăsta și i-a umflat capul. Oh, i-a transformat capul în balon și l-a umflat și acum a plutit. Ok, ok, ok. Level complete. Dacă mă întrebați ce naiba era bara aia, era de la emulatorul meu, pentru că jocul acesta este pe telefon, pe calculator și trebuie emulat cumva, pentru că nici acum nu mi-am cumpărat cadouri. Credeam că e muzică de Crăciun. Face din ce în ce mai mic. A dispărut. Ok, nici acum nu mi-am cumpărat și oricum ar fi fost nasol dacă jucam de pe telefon sau ceva, trebuia să stau cu capul în jos. Bun, hai să vedem. Puteam să tăiem cu farfeca? Se îndoaie farfeca în cadou. N-am mai văzut așa ceva. Bă, ce cadou e ăsta? Acu chiar nu știu ce trebuie să fac. Hai să tragem. Ok, nu merge să tragi. Să ține apăsat? Nu, se tot îndoaie foarfeca. Acum? Nu, deci nu cred că ăsta e, că e modalitatea bună. Printr-un colț al ecranului. Că când da click peste tot pe ecran. Aaa, trebuia de, de jos în sus. Goddammit, mereu mă prinde cu șmecheriile astea. Filmăm, totul e bine? Cred că totul este bine. Hai să vedem, ce naiba e asta? Trebuie să împușcăm niște baloane? Și o pisică aici? Ce pistol e ăsta? Dați-vă la fața lui. Gata? Easy! Level fail, level fail. Niciodată nu te pune să faci exact ce pare că trebuie să faci. Pare să nu împuși pe ăsta, pe asta, cadou. Nu merge. Au. N-are niciun sens. S-a extins chestia aia și am luat direct pisica. Ok. Ce zice thanks? G-O-L-D, cred, de la aur? Un șobolan. Cred că trebuie să prindem mingea aia de aur pe care ține șobolanul în mână. Oh. Wait. Wow.
Are unicornul, iese... ok. Poate nu scrie thanks, nu știu ce. Ce înseamnă? THX. Hai să vedem. Wow! Deci, cred că cumva... O mențit și volanul și acum nu mai poate să fu... am înțeles. L-am mențit și nu mai fuge. Băi, slow. Fast. Mamă, și avem și muzică. Ia. Ce arată de așa din mâini, zici că dansează. Îmi aduce aminte de Johnny Bravo. Cine mă ține aminte de scenele cu Johnny Bravo când dă el din mâini așa, dar nu mi-n cap mie la webcam ca să vă arăt. Numai că făcea exact așa, numai că nu cu palmele, cu pumnii închiși. Ok. Ok. Wow. Ok. Wait a second. Stai o secundă, mă provoci pe mine și abonații mei să ghicim unde e mingiuța? Suntem un milion de perechi de ochi. Nu, ai prea rapid ca să ții minte unde se duce. Deci aici? Nu, hai să încercăm o dată. Normal că nu o să fie așa. Aici. Bă, poate dacă dau videoclipul, bă. Să dau videoclip mai încet la viteză 0.25, altfel n-am cum să văd. Nu, sigur nu e asta. Hai să dăm restart. Restart. Trebuie să fie pe undeva pe aici toată asta. Jocul ăsta niciodată te face să crezi? Nu. No. Te face să crezi că asta e modalitatea, dar nu e. Eram sigur. Eram sigur că ne păcălește. Who is the worst? Ok. Asta nu era aia care i-a umflat capul? Balonul acela? Wow, m-a lovit! Măcar asta nu-mi face nimic. Ok, știi ceva? Tu ești mai nașpa pentru că mi-ai dat cu ăsta. Măcar el m-a lovit ușor cu piciorul. Hai să vedem. Oh my god, cred că sunt mor de multe ori aici. Ce naiba trebuie să fac? Bă, am tras de toate obiectele de pe hartă, clicând peste tot. Pe părul ăsta ăia de pe picioare. Nu înțeleg. Wow, am crezut că am dat click pe pauză. Ok, n-am înțeles ce naiba s-a întâmplat aici. Am curățat trofeul și am plecat cu el. De ce? Ca, oba. Am descoperit fetița. Deci vrea să ne dea foc și să ne arunce, ha? Boom! Asta la vista! Bă, dar m-am dus. Stau și o drumă puțin la aerul condiționat, că mă încălzesc. Ha, nu mai merge să trag cortina. Îmi dă foc. Nu e bine, nu e bine, nu e bine. Mulți mi-ați zis în comentarii că v-ați jucat jocul ăsta, deci probabil știți ce trebuie să fac. Oh! Bă, dar toate sunt să tragi de ceva. Ați observat? Nu sunt să dai click. A, vrea să mă lovească cu cuțitele în cap și probabil va rata? Nu va rata. Probabil o să mă lovească fix pe mine, ha? Nu. Ce păr ciudat are pe picioare. A, dar asta nu suntem noi, e ok. A, ne-a ratat. Dar asta ne ratează. Ok. Cred? Stai să vedem. Deci astea nu. Mărul nu. Wow. Am pus mărul în mână ca să tragă direct în el și apoi l-am pus pe cap. Ok. Ce are, bă, capul leului este sau ce naiba e? Zici că s-a așezat cineva cu fundul pe el. Wow. Mâncare, ceva să-l biciuiască. O minge. Fata aia nu cred că mai e pe aici. Habar n-am ce trebuie să fac. Oh my god, poate folosim aici hintul acela? Nu, deci pune capul de... nu. Aveți vreo idee? Păcat că nu puteți să vorbiți cu mine. Cred că aș fi trecut toate nivelele așa. Oh! Voiam să dau click pe carte, dar am zis ca ultima încercare să dau click pe pălărie. I-a zburat capul. Ok.
Era prea ușor, probabil, nu? Ha. Trebuie să sari. Wow. Ok. Ce naiba s-a întâmplat și de ce avea leu pătrățele pe burtă? Ai de capul meu, deci... Wow! Era o broască testoasă? Nimeni nu s-ar fi prins. Nici tu nu te-ai fi prins, care te uiți acum. Doar dacă ai jucat jocul dinainte. Mă, dar e mare rău. Ok, cine mi-a făcut? A prins-o pe limbă? Nici măcar nu i-a găsit în gură. Hai de capul meu, deci... Dacă dau click pe fața lui, nu merge. Pe mână, nu. Aici e ceva în neregulă, dar nu cred că face nimic mingea aia. Nu, o să folosesc ajutorul, aici nu știu. Pare prea... Păi, eu de unde să știu că ăla e un skin? Și era o acadea sau ceva de genul. Și oare cum mai au hinturi? Să cumperi hinturi cu bani adevărați, pe bune, chiar ar face cineva asta? 20 de secunde și se neacă? Cum ne bag salvăm? Oh! Ajută-l! Era doar un display? Tare ciudat. Știi de ce mi-aduce aminte chestia asta? Îmi aduce aminte de televizoarele alea atât de subțiri încât sunt exact ca un tablou de subțiri. Le-ați văzut? Ca și cum ar fi un display. Cred că pe viitor vor apărea, vor fi mai mainstream, adică mai folosite de către oameni. Pentru că n-am văzut pe nimeni să aibă așa ceva. Probabil sunt și foarte scumpe, dar foarte interesant. Ok. Numai muțică, vine ăsta cu băta. Vrea să sară peste ea sau vrea să o lovească? Oh, nu, merge pe chestia asta, nici n-am văzut. Ah. Stai Dumnezeu care mănâncă cumva popcorn? Să-i un înger? Face poze. Oare există site-uri de socializare pe lumea cealaltă? Hai de capul meu. Ok, deci ies păsări, am înțeles. Trebuie să facem altceva, nu mai avem nici hinturi. Deci nu merge să tragem de aici. Oh! Bă, de ce fiecare nivel în parte necesită că eu să trag de ceva? Ce naiba e asta? M-am deghizat în iepure și le-am speriat? Avem o cheie. Ok, bă, eu nu știu de cât timp filmez. Gata și cu circul? Hai că n-a fost rău, taxi pe mătură. Aș vrea să văd și eu asta în viața reală. Chem un taxi și chem, vine o mătură. Ce e cu cheia asta? Halloween. Mai e până la Halloween. Hai să facem primul nivel și după aia cred că o să încheiem episodul. Facem cât un capitol pe episod. Ce dă buvnița din cap. Grenada. E un spray. Mi-aduce aminte de Plants vs. Zombies. Oare ar trebui să mai joc jocul ăla? Ok, nu e asta, hai să vedem ce face arma. Cu siguranță nu asta o să rezolve. Eram sigur, era prea ușor ca să dai click pe grenadă și aia să fie tot. Bomboane? Ce-am luat? Ce naiba era aia? Ce e asta? E atât de bine deghizată încât nici măcar nu poți să-ți dai seama. Trebuia da click? Cred că e prima dată când trebuie să dau click pe ceva ca să trec nivelul, dar era și foarte bine ascunsă, presupun. Are o inimă de fier. O să oprim episodul aici. Pentru că am jucat destul, ultimul, mă rog, următorul episod va fi și ultimul. Văd că sunt 16 nivele în loc de 15? Nu, mi se pare că și aici a fost o 16. O secundă. O să avem un nivel în plus, ceea ce nu este rău. De asemenea, something... coming soon, habar n-am ce să fie asta și dacă o să apară vreodată, dar în episodul viitor o să terminăm joculețul și dacă mai aveți sugestii de jocuri asemănătoare, puteți să-mi lăsați un comentariu, cu siguranță o să arunc o privire sau un ochișor, pentru că îmi plac jocurile de genul acesta și sunt distractive și vă plac și vouă. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de like, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare, pa, pa!